Sper că ziua v-a fost bună, sper să vă fie bună și seara aceasta și sper să nu vă stricăm, dar eu personal mă bucur că încă o dată pot ajunge în casele voastre, așa cum spuneam și cum obișnuiesc să spună, dăjduiesc să ajungem și în mintea dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, nu pentru că noi am fi importanți, ci pentru că sperăm cuvântul lui Dumnezeu care vi-l aducem este important pentru viața, familia și veșnicia voastră. În seara aceasta mă bucur să am în studio alături de mine doi colegi, pe Sorin Bădrăgan și pe Olojanu Ruben. Bine ați venit la emisiunea aceasta despre de toate și mai ales despre slujire. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Mulțumim pentru invitație, apreciem deschiderea. Cu mare drag. Oamenii sunt obișnuiți să ne știe pe noi în slujire, acolo deoparte, faimoși, frumoși, cu plusuri, cu minusuri. De multe ori nu știu prea multe despre noi, că nici noi nu ne facem timp să vorbim despre noi înșine, pe de o parte că suntem foarte smeriți și nu vrem să spunem, considerăm că n-avem ce spune neapărat despre noi, ceva ieșit din comun, dar probabil toți bănuiesc că și noi ne-am născut într-o familie, probabil toți am purtat scutece, am crescut cu plusuri și cu minusuri. Aș vrea să le spuneți ceva ascultătorilor despre familia în care ați crescut. Sorin. Eu sunt născut în cea mai frumoasă parte a țării. Zică Bucovina. Bucovina. Mm, da. Sunteți și smeriți de felul vostru. Exact, înțeles, exact. Da? Păi de-aia a fost vorba de smerenie și am zis să încep într-un mod așa mândru de smerenia noastră. Da, pe bune, Bucovina e frumoasă. Este deci, frumoasă, da, este frumoasă, dar fiecare parte a țării este frumoasă într-un fel. Am zis-o așa, ca o glumă și ca o provocare. Sunt născut în urmă cu câteva primăveri. E treaba ta, da. Da, așa, m-am oprit în a le număra. Dar mă trădează culoarea părului și lipsa lui și a ce a rămas culoarea. Și am crescut într-o biserică minunată, Biserica Maranata din Suceava. Am doi frați mai mici, Tibi și Ramona. Și au chinuit mult cu tine? Sau? Nu chiar așa de mult. Da. Am fost un frate mai mare, mai de treabă. Mama e încă în viață și ea e încă membră acolo la Biserica Maranata. Frumos. Ce ți aduce aminte așa deosebit din copilărie? Toată copilăria a fost frumoasă, dar ceva așa... Am fost la țară, la bunici, din când în când să-i ajut la munca de la câmp. Ei erau undeva lângă Suceava și mi-amintesc că cu cât sârg le mai tăiam sfecla sau porumbul, i-am ajutat și la sapă sau la tăiat porumbul și acolo mi-amintesc cât de greu mi-era. Nu ți-a venit prin gând vreodată să strângi de la vecini speclă? Nu, dar îmi amintesc la ce distanță eram de ei, cam după jumătate de oră, eram și eu ca bogatul față de Lazar, la o distanță aproape imposibil de trecut. Da, te străduiai oricum, fără tine nu se descurcă. Mă străduiam foarte mult, dar era clar că nu am veleități. Sunt curios, dar o să las pe Ruben să ne spună și el ce vrea. Dacă părinții și bunicii te-au influențat cumva într-o oarecare măsură în ce privește relația cu Dumnezeu și poate chiar slujirea. Ruben, zi-ne despre tine. Da, sunt Ruben Olojanu, întâiul născut dintre frații mei. Lângă Alexandria, într-o comună la 20 de kilometri. După care părinții mei s-au mutat în Alexandria și acolo am și frecventat biserica din loc. M-am născut într-o familie creștină, în zona de sud a României, unde se știe că... Procentul este mic relativ, este da? Este mic, este o zonă aridă în ceea ce privește Evanghelia. Și culmea, sunt a treia generație de credincioși baptiști din familie. Legat de influențele de care întrebați anterior, da, bunicii și străbunicii au jucat un rol excepțional în formarea mea în ceea ce privește urmarea lui Hristos. În sensul că am avut o străbunică ce s-a preocupat în mod special de educația noastră. Noi suntem trei frați și am prins-o exact în perioada aceea de după pensionare în care a avut timp dragoste și de toate. Să-l dedice, da. Pentru mine a fost o femeie model, apoi au fost bunicii care au exercitat o influență, părinții, evident,
și mediul în care am crescut și pentru care sunt recunoscător lui Dumnezeu. E curios, eu slujesc în partea de vest a țării și când vin la mărturisiri înainte de botez la comitet, printre altele întrebam pe cei crescuți în familii de credincioși evanghelici, ai vrea să fii credincios ca tata sau ca mama? Și de cele mai multe ori răspundeau ca bunici. Ne întoarcem la tine, Sorin. E și biblic. E și, da, e bun. Da. Eu am crescut în Biserica Maranata din Suceava, dar mama venea pe filieră creștină după Evanghelie și familia tatălui era pe filieră penticostală. Uh-huh. Atunci ei au făcut pasul înainte, au urmat calea mai bună și am avut... S-au întâlnit pe teren neutru. Pe teren neutru, da, am mis în glumă. Dar cred că fiind mai aproape de părinții din partea mamei, care erau lângă Suceava, am avut foarte mult de învățat de la ei și am fost mișcat și realmente inspirat să urmez calea Domnului, să urmez cu seriozitate comunitatea în care bunicii mei mergeau de o biserică creștină pe Evanghelie din comuna Salcea, acum e oraș, satul Prelipca, e una destul de mare, cu o istorie îndelungată și a fost într-adevăr o influență esențială în parcursul meu. Eu știu că cei care se nasc în familii de credincioși care au o relație cu Dumnezeu sunt tot copii normali. Voi ați fost așa tipul de copil din ăla, cu minte, ascultător, sau ați mai avut și voi figuri, treburi? Adică mă gândesc la convertirea voastră. A fost așa un proces lent care a trebuit să lucreze Dumnezeu, să șlefuiască, să schimbe ceva, poate chiar dramatic? N-aș putea spune în ceea ce mă privește că am avut o experiență dramatică a convertirii. A fost un proces, dar... N-aș vrea să las ideea că născându-te într-o familie de oameni credincioși care îl cunosc pe Dumnezeu, care îți vorbesc despre Dumnezeu, în mod automat ai și garanția că ai cel mai bun parcurs. În ceea ce mă privește... Bun, sigur, există avantaje că te naști. Da, există, evident, dar și... în ceea ce mă privește au fost și situații în care am stat reticent față de biserică. Au fost... În perioada liceului, 2-3 ani de zile în care am făcut un pas în spate, însă Dumnezeu încet. Dar de ce? Ai avut o explicație? Ai o explicație acum? Prietenii sau... Prieteni, o serie de experiențe de viață, felul în care priveam lucrurile la momentul respectiv, valorile pe care le-am acceptat și cu adevărat le vedeam la prietenii mei. Deci probabil că anturajul a fost unul dintre factorii decisivi, dar nu singurul, evident. Eu am crescut în mediul ăsta evanghelic, în curțile bisericii Maranata, dar am avut privilegiu să am o convertire mai deosebită. Am fost împreună cu alți vreo 60 de copii într-o tabără, undeva tabără de corturi, lângă Mănăstirea Voroneț, organizată de o fundație englezească, împreună cu o altă organizație, Cristia, care încă își desfășoară activitatea acolo, face o treabă foarte bună. Nu, acum chiar e frumoasă tabără, nu le facem reclamă, dar chiar e frumoasă. E frumoasă, a fost ceva special atunci, pentru că... Erau începuturile, da. Eram în mijlocul pustietății, era o poiană într-o pădure de brad, ăștia secular, extraordinară. Și lângă un pârâu, corturi rotunde, albe, și unul de întâlnire, îi spuneam colturi întâlnirii, ca în Vechiul Testament. Asta chiar a fost marcată, o să descrie. Am rămas marcat, dar bine că e pozitiv, că altfel mă duceam și eu la ceva psihoterapeuță, dar e pozitiv. Și aveam un cor mare de armată, 100 de oameni, ăla era cortul întâlnirii și acolo ne strângeam să ne rugăm, să avem părtășie. Foarte interesant. Ne-am dus în tabără, a început ploaia și vreo 3 zile nu se mai oprea. Probleme majore, tehnice, vă dați seama, corturile erau puse pe pământ, făcut tot felul de artificii, șanțuri prin jur.
Ei, plus că în loc să joci fotbal, jucai rugby. Și de fapt asta se întâmpla. Da. Și ăsta a fost pasul premergător convertirii. Un cor de fete a început să se roage într-o dimineață pentru oprirea ploii. Și s-au tot rugat. Rugăciunile pentru oprirea ploii s-au transformat în rugăciuni de pocăință. Lacrimile s-au transformat în bucurie și s-au mutat cortul ăla de fete, vreo 10-12 fete cu liderele lor, s-au mutat în cortul mare, cortul întâlnirii. Și rând pe rând copiii din tabără s-au strâns acolo, era cântare, era voie bună, unii plângeau, alții se bucurau. Eu eram cu niște băieți, jucam fotbal, semi, de fapt era un rugby, dacă juca cu piciorul mai mult, printre bălți și am auzit și noi mișcare în cortul întâlnirii, ne-am dus acolo, m-am dus undeva în spate. Și, să vedeți și voi ce fac fetele. Da, deja erau și alți, și erau și băieți. Erau momente de rugăciune, plângeau, lăudau pe Domnul, cântau apoi. Am auzit Evanghelia, știam ce ar fi fost bine să se întâmple. Informația era. Era acolo, timp, sigur că da. Dar nu se făcuse clicul. Până când, la maxim un sfert de oră, 20 minute după ce am intrat în cort, am simțit furnicături peste tot. A fost o mișcare extraordinară pe care ulterior am înțeles-o. A fost realmente o cercetare a Duhului, o copleșire a mea cu Duhul. Prezența lui o conștientizare Dumnezeu, da. a păcatului meu și o nevoie de pocăință. Prezența lui Dumnezeu era acolo aproape tangibil. Și a fost momentul în care mi-am mărturisit păcatele, l-am acceptat pe Hristos și 2 ani mai târziu am fost botezat. Super, frumos. Deci nu ți-a trebuit predică neapărat atunci? Atunci nu. Da, a fost atunci, de fapt, n-a fost nevoie de nimic. M-a apucat Domnul. Să stai în fața lui Dumnezeu și să lucreze Dumnezeu. Da. Asta... Da. Bănuiesc și la voi, adică bănuiesc, asta e păcatul nostru, că tot bănuim, presupunem. În cazul meu, eu destul de devreme în viață am știut ce vreau să mă fac. Și nu m-am făcut ce am vrut toată tinerețea mea, că a intervenit chemarea lui Dumnezeu și până la urmă, spre fericirea mea, Dumnezeu a câștigat. Ați avut clar în minte ce ați vrea să vă faceți? Mă interesează cum ați ajuns de unde ați fost sau de la visele voastre în slujire, în lucrarea lui Dumnezeu. Da, toată viața mi-am dorit să activez undeva în domeniul literelor, profesor de română, istorie, pe undeva pe acolo. Însă a fost... Ți-a plăcut de vreun profesor de română, ceva? În liceu am avut profesori decenți, da, foarte decenți și în privința istoriei și a literaturii române. Dar, ca o paranteză, în toată viața mea am fost înconjurat de oameni plini de bunătate, binecuvântare. Au fost câteva persoane care au reprezentat pentru mine un model și... Spun asta gândindu-mă și la experiența convertirii, pentru că întrebați anterior dacă a fost nevoie de o predică. Probabil că în ceea ce mă privește a fost așa un cumul de predici care s-au sedimentat acolo și a venit un moment în care Duhul lui Dumnezeu mi-a zis că trebuie să fac ceva. Dar la terminarea liceului știam exact că vreau să mă duc să fac litere sau istorie, mă pregăteam deja. Și a existat un moment de turnură în care cineva mi-a făcut invitația de a mă îndrepta spre la de a mă uita mai mult spre dimensiunea pastorală. Nu mă gândisem foarte serios atunci, a fost o perioadă extrem de puternică de frământare și foarte scurtă, foarte intensă. M-am rugat și Dumnezeu mi-a răspuns într-un mod în care nu mă așteptam, mai repede decât mă așteptam. Și în felul acesta m-am direcționat spre partea pastorală a lucrurilor de slujire. Iarăși, îi mulțumesc și eu lui Dumnezeu că nu am făcut ceea ce mi-aș fi dorit. Sorine. Mie mi-a plăcut matematica. Am făcut mate info la liceu și profesoara noastră ne avea pe noi ca primă generație ce ieșea din mâinile ei și ar fi dorit foarte mult ca eu și cu încă o colegă să mergem mai departe la matematică. Mie mi-ar fi plăcut să fac informatică,
deși mă tenta mai mult relații internaționale. Ce este extraordinar, cred că eram prin clasa 11-a spre final, când o familie din biserică, oameni foarte credincioși și spirituali, familia Mareci, s-au apropiat de mine și mi-au spus, fără să mă fi văzut vreodată în față, sau eram lider într-un grup, eram implicat în misiune, mi-au spus, Sorin, locul tău este în lucrarea lui Dumnezeu. Și deja începusem să am niște gânduri, niște frământări. Au fost ceva lupte, pentru că trebuie să fii sigur să faci treaba asta. Am mai vorbit cu unii și cu alții, spuseseră să mă duc mai bine să fac o slujbă reală, să nu mor de foame după aia. Și dacă mai vreau să fac pastorală după ce am terminat cu alte pregătiri, să mă duc ulterior. Însă ghesul ăla nu mai dădea pace și atunci am urmat drumul ăsta, am venit spre București și sunt convins, întotdeauna am fost convins din momentul respectiv că a fost mâna lui Dumnezeu și călăuzirea lui efectivă, care n-a fost așadar doar personală, ci a fost și prin alții. Și cred că e important să... Și cred că ceea ce spunea și Rube, de fapt, tot acolo e. Ce e important e să spui o vorbă bună sau o vorbă pe care o simți de la Domnul cuiva. Pentru că nu și știi... Și la momentul potrivit. Și în momentul potrivit. O să... Istoria voastră e lungă, este frumoasă, atât dacă ceasul aleargă, dar încă stăm bine cu el. Probabil o să trecem la ideea, am intrat în lucrarea lui Dumnezeu full time, am avut niște vise, am crezut că o să facem, că toți când am terminat ceva am zis că punem lumea la punct în 3-4 zile. Ne gândim la lucruri care sigur le vom face și vom avea binecuvântare și succes. Uneori descoperim pe parcurs că de fapt darul nostru cel mai mare nu e unde am crezut noi, ci Dumnezeu ne duce în altă parte. Și aș vrea dacă ați face o comparație între unde v-a fost inima când ați terminat școala și ați intrat în slujire și unde vă este inima acum, care au fost bucuriile, poate care au fost bucurii, durere în slujire. Până vă gândiți la asta, chiar vreau să accentuez aspectul acesta, pentru că a fost important și în viața mea, am văzut că este important și în viața altora. Dacă știți vreun tânăr, vreo tânără, nu contează, că în slujirea lui Dumnezeu este loc pentru toți, nu vorbim doar de slujirea pastorală, care vedeți că sunt oameni serioși, credincioși, transformați de Duhul lui Dumnezeu și vedeți că sunt dăruiți de Dumnezeu într-un domeniu. Nu fiți scumbi la vorbe. Vă rog tare mult, rugați-vă lui Dumnezeu și apoi încurajați să facă lucrarea respectivă. S-ar putea unii să spuneți că nu ați putut face lucruri mari pentru Dumnezeu. Ei bine, o idee într-o direcție bună s-ar putea să influențeze pe cineva în alegerea care o are, să vă folosească Dumnezeu și apoi să trăiți an frumos și bun și să vedeți cum persoana respectivă a fost folosită de Dumnezeu și aveți și voi bucuria că la decizia pozitivă, înțeleaptă, luată, ați participat și voi. Uitați-vă, rugați-vă și sfătuiți înțelept în slujire. Slujire în orice domeniu, slujirea unui ia singur, a Domnului Iisus Hristos. Deci, de la vis la realitate. Faptul că am terminat facultatea de teologie la 23 de ani și am intrat în lucrare, cred că răspunde oarecum la întrebare. Entuziasmul meu era să fac într-adevăr lucruri mari, extraordinare și să întoarcem lumea cu sus în jos. După ce am terminat școala, am mers o perioadă de un an și ceva mai bine într-un punct misionar al Bisericii Baptiste din Alexandria și acolo am început să înțeleg că de fapt lucrurile mari încep cu lucruri mărunte pe care le faci pentru Dumnezeu. Să stai cu o persoană de vorbă, cu o soră în vârstă, poate că e singura credincioasă din familia ei, să-i aduci un cuvânt de încurajare. Și din punctul ăsta de vedere al unui tânăr care termină școala plin de entuziasm și are idei mărețe cum o să întoarcă un oraș întreg la Dumnezeu, lucrurile astea par nesemnificative. Realitatea este că lucrurile stau tocmai invers.
lucrările mărețe ale lui Dumnezeu încep de la acele elemente mărunte în care te investești, de la persoanele acelea. Culmea este că cele mai mari bucurii și cele mai mari încurajări le-am primit de la persoane de genul acesta. O soră în vârstă, un frate... Cei la care te-ai dus să-i încurajezi, să-i scoți din situația respectivă? Exact, au fost ei o încurajare. De asemenea, mi-aduc aminte că în timpul unor vizite pastorale făcute în altă parte, mergeam la cineva care era foarte bolnav și am stat înainte să intru în scara blocului și m-am rugat și am zis, Doamne, cum să încurajez eu persoana asta, că nu prea mai am cuvinte, trecea printr-o experiență de sănătate cruntă, groaznică. Am ajuns, am bătut la ușă cu inima strânsă, am discutat cum mai ești, ce mai faci, cunoșteam foarte bine situația, cunoșteam încotro se îndreaptă lucrurile. Și după o oră și ceva de acolo am plecat cu inima inimaginabil de ușoară. Persoana respectivă a fost o încurajare extraordinară pentru mine și am zis, pentru momente de genul acesta, poate că a trebuit să intru în pastoral. Evident, sunt multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Încă am dorințe și mi-aș dori ca lumea să fie întoarsă pe dos de dragul lui Hristos pentru Dumnezeu, dar cred că trebuie să ne punem mai degrabă în acord cu orarul lui Dumnezeu. Nu cu orarul. Te-ai întrebat vreodată de ce Dumnezeu, care poate face totul într-o fracțiune de secundă, a introdus în lucrările lui factorul timp? Da, m-am gândit și am și găsit un exemplu în Scriptură. În Cartea Faptele Apostolilor este un text foarte interesant, am și predicat din el. N-aș vrea să fac predic acum, dar este o lecție pe care am învățat-o. Tu știi că nouă ne place să predicăm, sigur, nu să ascultăm sigur predicatori. Evident. Dacă vă aduceți aminte, când Petru este încarcerat, pus între soldați, asta, biserica se ruga pentru el, îngerul Domnului vine și face ceva extraordinar. Îi spune lui Petru, ridică-te și așa. Petru se ridică, îi cad lanțurile de pe mâini și îngerul îi mai spune un lucru peste care am trecut cu vederea mult timp. Îi spune, încinge-te și încalță-te. Dar de ce? Ai făcut dintr-o doară să încadă lanțurile din mâini, ai adormit pe paznici, ai anihilat sistemele astea de securitate și acum am opus să mă încalț și să-mi pun eu cureaua. Dar fă cumva tot așa, la o pocnitură din deget. Și nu face. Petru se încalță singur, se duce singur și după experiența asta se mai întâmplă ceva. Ajung la poarta de fier a închisorii și se deschide și asta singură. Sunt lucruri pe care le face Dumnezeu și lucruri pe care le facem noi în ceea ce privește lucrarea Lui. Ar putea face, ca să vă răspund direct. Să facă ar putea, cură. Nu că pe mine asta, Doamne iartă-mă, Domnul știe, de multe ori m-a deranjat chestia asta. Că Dumnezeu care poate face, acum să mă mărturisesc așa că avem și noi, oricum nu află nimeni. Oricum nu află nimeni, da. Deci câteodată îi spun lui Dumnezeu, Doamne, Tu ca să faci ce te rog eu, nu transpiri, nu, adică nu te costă absolut nimic. Măcar nu zic ca ăla din Scriptură, zi un cuvânt. Eu a zice, Doamne, nu mai gândește chestia asta și se rezolvă. În schimb, Tu îmi ceri mie să fac și pe mine mă costă asta, 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 asta și eu încerc să te ascult. Și Tu nu faci chestia aia. Deci să știi că în viața mea nu m-am gândit la chestia asta, că depind de mine cu ce viteză mă încalți. Mă pot încălța jumătate de oră și pleacă îngerul sau mă încalzi repede. Da. Acum, asta este modul în care vedem că Dumnezeu lucrează în general. Dacă ne raportăm, spre exemplu, la Scriptură, știm că Noul Testament a fost scris începând cu, anii 40 până spre anii 90, dar canonul, lista cărților, o avem pentru prima dată menționată așa cum e acum, de-abia în 367, când un episcop Atanasie trimite o scrisoare de Paști. Și mulți s-au întrebat de ce așa de multă vreme, așa de lungă perioadă pentru hotărârea canonului. Și, bineînțeles, lucrul ăsta se înscrie în ce vedem în Scriptură. Și Pavel zice, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ne face un mare privilegiu să ne implice în tot ceea ce El vrea să facă în lumea asta, pentru că, de fapt, ne facem nouă. El ne face și nouă. Și se implice pe toți, fiecare exact, generație. Exact, da. Ceea ce înseamnă, da, sunt multe implicații, într-adevăr, frustrarea noastră care am vrea să vedem, că și eu am început așa, bineînțeles, am vrut să schimb lumea și cred că fac asta.
Nu, ceea ce n-a fost neapărat rău, adică nu ne pare rău că am dorit, dar... Nu, dar cred că asta se întâmplă. Cred că sunt parte a schimbării lumii, dar nu sunt roata aia mare ce am crezut că aș putea fi. Și procesul este mai lung decât... O rotiță. Asta, cred că una din marile descoperiri a fost asta, că e foarte important să îți asumi parceluța, parcela, tarlaua pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Și fără ca asta să însemne mediocritate, trebuie să fii... Și niciodată, nici cumva lene. Sau lene. Dar trebuie să înțelegi care este planul lui Dumnezeu, care e locul pe care Dumnezeu ți-l dă. Și atunci când l-ai înțeles, trebuie să faci treaba cea mai bună pe care o poți face. E foarte trist când vrei să fii pe tractor pe o tărlam mare când Dumnezeu ți-a dat o parceluță. Și lucrul ăsta ce înseamnă? Că ceea ce e cel mai important este credincioșia noastră. Și asta sună și altruism. Bun, dar Sorin, hai să recunoaștem că nu e ușor. Noi trăim într-o societate în care atât de mult se pune accentul pe succes, pe succes vizibil și pe succes imediat. Și poate că asta este o mare problemă în slujire, pentru că mă gândesc așa noi slujitori. Eu am zis, nu știu de unde mi-a venit ideea asta, sau poate că unii nu ne înțeleg cu bucuriile și necazurile noastre, nu ne plângem, dar le dăm subiecte de rugăciune. Dacă aș fi tâmplar și am făcut o ușă frumoasă și am instalat-o, am făcut o poză, am pus-o pe Facebook, mi-a ieșit o chestie bună, am făcut-o în 3 săptămâni. Am o realizare în 3 săptămâni. În lucrarea asta de slujire a sufletelor. E fain că te-ai dus la bătrâna aia și te-a încurajat, dar acum că tot nu ne aude nimeni, am avut ocazii în care te-ai dus și ai stat cu o persoană sau o familie 4 ore de vorbă și degeaba. Adică cel puțin în prima fază ți-ai dat seama că n-ai realizat nimic. Ei s-au certat, au turnat în tine tot veninul lor, nici măcar nu ți-au spus că se vor împăca sau nu se vor împăca și te-ai dus acasă poate mai amărât. Deci a fost așa o pierdere de timp, dacă nu mă gândesc la faptul că Dumnezeu a văzut și este credincioșie. Apoi lucrezi de atâta timp, biserica nu se schimbă neapărat cum vrei tu. Deci generația asta cu lucruri instant, zic eu, ceaiul, vreau ceai, pac, pac, am ceai, vreau cafea, vreau nu știu ce. Și factorul timp al lui Dumnezeu în slujire poate fi o provocare la credincioșia pe termen lung sau la rezultate de moment. Cu siguranță este. Tocmai de aia spuneam că marea mea realizare a fost conștientizarea acestei realități. Cam cât ți-a luat până ai conștientizat, după ce ai intrat în lucrare? Cred că vreo 10 ani. 10 ani. Și într-un fel, am devenit spectator a ceea ce Dumnezeu face cu mine. Observator, nu neapărat spectator. Da, că ideea e de spectator, da, e că nu faci nimic. Da. Fac tot ce ține de mine când am înțeles unde mă vrea Dumnezeu. Dar nu sar ca la basket să văd peste gard, să văd o tarla mai mare. Și spun, Doamne, realmente am ajuns în faza asta și știți de ce m-ai eliberat? Asta m-ai eliberat de stres, de pofte, de frustrări. Juca teatru în fața altora, că trebuie. Adică nici n-am prea avut asta. Dar ai avut vreo perioadă în viață. Pentru amândoi, ați avut vreo perioadă în viață. Sună foarte urât, în care poate în mod inconștient încercai să joci un pic rolul lui Dumnezeu, să le controlezi pe toate. În sensul pozitiv. Da, în ceea ce mă primește, da. Până am realizat că, de fapt, lucrarea respectivă nu e a mea. Lucrarea respectivă e a lui Dumnezeu. Biserica este a lui Dumnezeu. Biserica este mireasa lui Hristos. Bun, noi teoretic le știam toate astea. Le știm, dar sunt situații în care le uiți. Ești atât de prins. Nu, că eu le-am spus oata la colegi. Aveam întâlnit, că Viorele, ce mai faci? Zic, băi, am hotărât să nu mai joc rolul lui Dumnezeu. Și s-a uitat așa la mine, știi, că seamănă... Păi cum, zic, le mai lași în mâna lui, adică tot vreau să... Și atunci ai stresat, că nu ți-a ieșit. Eu sunt Dumnezeu, eu sunt o slugă acolo care ar trebui să, cum zici tu, să mă uit ce lucrează Dumnezeu și unde... Și de ce să mă bag acolo dacă Dumnezeu nu mă vrea acolo? Bun, da, aici eu n-am avut problema asta, dar am avut problema unei presiuni pe umerii mei că lucrarea
trebuie făcută cumva prin forțe proprii. Cred că asta, zice, englezul zice workaholism. Adică să muncești și să crezi că de cât de mult faci tu, biserica depinde de asta. Și de asta m-a vindecat Domnul. Pentru că mi-am dat seama că uneori dădeam tot ce puteam eu mai bun din mine și ajungea de cealaltă parte într-un mod total eronat. Da, pentru că lucrarea oricum este foarte complexă. Dacă luăm doar parabola simplă a Domnului Iisus Hristos, faptul că sămânța semănată este bună nu înseamnă că în terenul pietros va aduce aceleași rezultate. Și de unde să știm de cum este terenul în care lucrăm, știi, și toate celelalte? Unde vă este inima acum? Continu să fac lucrarea lui Dumnezeu în felul în care înțeleg că m-a chemat să o fac, cu credincioșie, nu ca un spectator, așa, stau deoparte și să las lucrurile să se întâmple, dar sunt conștient în același timp că deasupra mea este altcineva care ar trebui să aibă ultimul cuvânt. Mă simt ca o rotiță într-un ceas mai mare, care merge perfect. Și dacă, acum, dacă ne gândim așa la oamenii pe care îi slujește, dacă ai avea convingerea că te ascultă 100%, ce ai vrea să facă? Credincioșie față de Dumnezeu, atașament față de cuvântul Lui și o relație mult, mult mai profundă și mai constantă cu Hristos și sensibilitate la Duhul Sfânt. Oare există ispita asta a superficialității? E una dintre bolile contemporaneității. Toți suntem superficiali și noi, biserica lui Hristos, credincioșii, suntem din nefericire un pas în spatele societății. Suntem superficiali în societate. Uitați-vă la cât durează căsătoriile, uitați-vă la cât viața echipamentelor, a tehnologiei, aparatelor, totul s-a scurtat. Din cauza vitezei tot mai mari, atunci durata de viață este mai mică pentru orice. Deja se presupune cu contracte prenupțiale, totul e mai scurt. Bun, dar ieri îmi zicea cineva, că acum mi-ai dat de gândit. Și domne, ca să nu pomenim aici prea multe, deci ăștia mi-au făcut un update la programul ăsta și merge mai rău ca la dinainte. Deci putem ajunge și în situația asta în care ni se promite că e mai bun și de fapt unii dintre noi chiar am vrea să spunem, domne, de ce nu mi l-ai lăsat pe ăla care îl știam că ăla chiar a funcționat? Adică eu am programe care funcționează foarte... Eu mă tem de specialiști, mai ales în domeniul ăsta. Da. Deci câtă vreme calculator rămâne pe mâna mea, e ok, merge, adică eu știu niște reguli, când îl dau la specialist ar putea să am surprize. Da, da, acum eu cred că noi suntem superficiali și în viața noastră personală de credință și în biserici. Uitați-vă așa, dacă suntem sinceri, să ne cercetăm fiecare, începând cu noi slujitorii până la toți care sunt implicați în biserici, cât timp investim în a citi cuvântul, în a ne ruga, în a mărturisi. Dar nu așa când suntem împreună și cântăm frumos și mâinile sunt pe sus, unde se poate, mare bucurie și toți suntem triumfaliști, ci așa cu pixul, cu crenașul în mână și... Să ne facem noi inventar, așa, sigur, în fața, da, așa, ca în fața Domnului și să scriem pe listuță cam ce am făcut și după aia să comparăm cu ce ne zice telefonul că am petrecut pe fiecare zi, că telefonul registrează cât am stat pe el. Atunci facem o comparație și acolo se vede cât de profundă este. Știți? Deci e o generație a superficialității, pentru că e o generație în goană. Părinții față de copii, copiii față de părinți, soții față de soții, credincioșii față de biserică, slujitorii față de credincioși. Bun, dar chestiile astea se pare că nu le putem controla noi. Deci nu putem opri tot ce se întâmplă în societate, cu aparatură, cu una, cu alta. Ei, în societatea asta, atunci spunem, Ruben, ce facem cu familia și cu biserica? Că trendul știm, da? Și probabil că de asta se întâmplă anumite lucruri și în noi și în relațiile noastre, că dacă toată ziua suntem cu lucruri care vin, pleacă, arată mai frumos, floricele în plus, ce putem adapta la familie și la biserică?
În privința familiei am decis să fiu mai relațional. În ultima perioadă, iată și vremurile, contextul istoric ne-a permis lucrul ăsta să fim mult mai aproape de familie și să ne uităm mult mai atent la relațiile dintre noi. Ca o paranteză sau de fapt ca o continuare a ceea ce a spus colegul meu Sorin Mădrăgan, mi-aduceam aminte de o carte scrisă undeva prin anii 2000 de un scriitor ateu, permiteți-mi să o amintesc aici, Civilizația spectacolului. Omul ăsta descria lumea seculară în niște termeni incredibil de preciși. Oamenii sunt interesați doar de ceea ce pot o primi în acest moment, totul superficial. Update-urile de care spuneați intră exact în aceeași categorie. Oamenii nu mai sunt interesați de o relație profundă. Și îmi dau seama că asta ne afectează și familia. Copiii mei vor vedea dacă sunt superficial. Cei din biserica mea vor vedea dacă sunt superficial, asta putem spune foarte, foarte serios. Și mi-aș dori să investesc mai mult în relația cu familia și ceva mai mult în relația cu biserica. Dar aici mai este un aspect de care trebuie să ținem cont, pentru că lucrurile sunt bidirecționale, nu sunt doar din partea păstorului. Păstorul poate să stea pe capul membrilor bisericii. Sau oricărui slujitor, sau, nu neapărat păstor, da. Dar membrii bisericii s-ar putea să nu aibă aceeași disponibilitate, pentru că există și această realitate, trebuie să fim onești. Da, nu numai păstorul aproape de turmă și turma aproape de păstor. Exact, exact. Rămâi dar o glasul celui ce strigă în pustie. O strângere a relațiilor și în familie și în biserică, cred că ar răspunde cumva la ceea ce se întâmplă în jurul nostru astăzi. Bun, dar întrebarea mea, Sorin, ar fi cum să explic eu, spun cum înțeleg eu. Și poate e greu de înțeles și pentru mine și pentru oameni că într-o lume în care în orice domeniu spui că există progres și există și lucruri pozitive, vorbim cel puțin de două instituții care, prin definiția lor, nu pot fi updatate pentru că ne-ar schimba ideea despre Dumnezeu. Dacă am spune că putem face o familie mai bună altfel decât familia, vorbim de instituție, nu de cazuistică. Și dacă am spune că eu pot face o biserică mai bună decât Biserica lui Hristos, atunci am o problemă, pentru că cel care a creat și familia și biserica le-a creat la cel mai înalt nivel posibil. Da, vorbim ca instituție. Cum să explic eu oamenilor că în timp ce ne bucurăm de unele lucruri care se schimbă în societate, principial vorbind, familia și biserica trebuie să rămână pe aceeași temelie, că nu putem, nu suntem noi inventatorul, nu ne-a dat Dumnezeu nici voie, nici idei să le modernizăm. Cred că e important să facem două lucruri. Pe de o parte, să dialogăm cu societatea și pe de altă parte să ne păstrăm postura profetică. Cred că e important să ne pregătim și mă bucur că tinerii din bisericile evanghelice sunt toți iuți la a se pregăti a face studii, a deveni meseriași buni. E important să încurajăm excelența în orice aspect. Prin acești tineri pe care ne rugăm să îi păstreze Domnul în preajma lui și să-i ajute să rămână în preajma lui, putem să dialogăm cu societatea cumva folosind și argumentele pe care ei le-ar primi. Pentru că problema e că atunci când eu vorbesc unei societăți care nu acceptă premisele mele, sunt ca o, cum spuneați, ca un profet. Suntem care paralel cu ei, sigur. Exact. Și atunci eu trebuie să găsesc un teren neutru, comun. Și ăla este etica, să întreb, ok, voi vreți să dați drumul la avorturi, da? Care sunt implicațiile psihologice, sociale? Dar să vorbim deschis, pe cinstite, nu da. Doar exact. Ce vor mafioții. Căsătorii între persoane de același sex. Care sunt implicațiile? Haideți să vorbim. Și atunci, pe de o parte putem face asta și ar trebui să facem asta, pe de altă parte ar trebui, spuneam, să rămânem la chemarea de a fi profeți. Cred că biserica și credincioșii noi suntem chemați să vorbim în numele Domnului. Și din partea lui. Din partea Domnului. Ce am visat noaptea, dacă. Exact, exact, sigur, sigur, da, în sensul ăsta. Să nu, că nu avem cu zilele noastre, dar știți că în Scriptură unii vorbeau numele Domnului și Domnul spunea, Viorele, dar
Tu când ai vorbit cu mine? Păi n-am vorbit. Păi atunci cum le zici doar? Inclusiv la ucenici. Știi că vin părinții, adică mare găselniță, vin părinții să aducă copiii la binecuvântare. Doamne, zi o rugăciune pentru Ionuța meu că e prăpădit, știi? Noi ucenicii ne-am gândit, da, Iisus e prea ocupat. Și noi spunem în numele Lui, Iisus e ocupat, cărați-vă, n-are timp. La care Domnul spune, stai, cum îi trimiteți voi de la mine? Lăsați-i să vină la mine. Adică dacă vreau să-i trimit, îi trimit eu. Sau îți spun ție, Petru, spune-le că n-am timp de ei. Și există pericolul ăsta, eu să vorbesc în numele Domnului, dar n-am nicio treabă cu Domnul. Sunt gândurile mele, figurile mele. Da, acum eu cred că pentru a ne... pentru a căpăta un loc și la masă, la discuții și audiență când spunem ceva profetic din partea Domnului, că până la urmă când se duc argumentele putem spune, măi, Domnul asta zice și uite, asta... Pentru a ne căpăta așadar un loc e nevoie să slujim. Eu cred că biserica nu poate fi autistă în raport cu societatea. Ne suflecăm mânecile și slujim pe oameni, suntem implicați. Adică eu cred că ar trebui să fim mai prezenți și în sfera publică, în primul rând prin a sluji. Și apropo, aici fac o legătură într-una dintre întrebările pe care le-am ratat, că îmi place, aveți veleități, domnul președinte, de moderator, întrebări scurte și rapide, dar am vrut să spun un lucru. Una, poate cea mai mare descoperire a mea este că elementul esențial al slujirii este dragostea. Eu cred că dacă ne trebuie ceva în slujire, este să iubim pe oameni. Dacă nu avem asta, indiferent ce iubim în mod activ, nu? Da, sigur, îi slujim, le predicăm, dar dacă nu iubești, societatea trebuie iubită de biserică. Biserica e acum cantonată într-o cazarmă. Din când în când mai aruncăm papal așa câte o bulă peste de obicei de condamnare, de păcate. Dar e nevoie să fim mai mult prezenți în societate și să iubim pe oameni. Știi ce m-a impresionat? Chiar recent am văzut o carte și nu să-i dau numele ca să nu o comentăm prea mult, în care autorul, acum toți ne ducem în direcția în care vrem noi, da, sau nu pot scrie tot într-o carte, dar autorul încerca să ne demonstreze că Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate a investit doar într-un grup restrâns de oameni. Și am zis, mai sunt de acord cu niște principii, dar eu îl văd pe Domnul Iisus Hristos mereu între oameni cu ceilalți. Adică nu îl văd pe Domnul Iisus Hristos doar retras, 12 oameni, îi pregătesc pe ăsta, îl văd lângă văduva care își duce copilul acolo, văd predicând la mii de oameni, hrănind, când cineva e însetat, spune, am eu apă, când cineva este flămând, spune, eu sunt pâinea vieții. Adică, cu vame și între da, cu vame și acolo, acum, și... bun, noi dacă astăzi ar veni Iisus Hristos, eu nu cred că ar rezista 3 ani și jumătate. Într-o biserică evanghelică? Nu, în orice. Deci în societatea noastră noi răstignim, îi dau maxim 6 luni, dar am fost lac la inimă. Deci... Realitatea este că una dintre acuzele aduse Domnului Iisus Hristos era că stă prea mult la masă cu vameșii și cu păcătoși și se implică prea mult cu marginalii, cu cei care sunt la periferia societății. Bun, dar să lămurim că acum noi suntem, nu suntem vameși, dar suntem păcătoși în felul nostru. Părerea mea, nu știu cum gândiți voi, Iisus nu mergea acolo să devină ca ei, ci mergea acolo să le arate iubirea practică și să-i ajute pe ei să devină ca el. Dar nu îi aștepta undeva într-o sferă, undeva veniți voi la mine în felul ăsta, ci mă duc eu aproape de voi să vă duc vestea bună. Exact, exact. Acum, etosul ăsta e foarte interesant dacă ne uităm la testamente. În Vechiul Testament, neamurile trebuiau să se suie la Ierusalim, trebuiau să meargă spre Ierusalim. Ierusalimul era centrul spiritual al vieții, al umanității. Pe când Domnul Iisus Hristos întoarce săgețile și le zice, Ierusalimul... duceți-vă! Da, da. Luați credința și duceți-vă până la marginea pământului. Bun, și acolo în Vechiul Testament, în câteva ocazii, de câteva ori pe an, pentru că altfel societatea era tot în familie, după asta sinagoga din localitate, erau sărbătorile mari și așa. E bine și noi cu casa Domnului în anumite momente, dar toată săptămâna să fim oameni între oameni. Știu că inima voastră, amândurora, a fost și este legată de ceea ce a încredințat Domnul Iisus Hristos bisericii, misiunea.
Și acum, dacă tot am vorbit și de societatea asta în schimbare și de tineretul nostru, l-ai pomenit, eu o să mă abțin că sunt bătrân, dar voi mai tineri. Există șansă pentru viitor? Adică putem spera că tinerii noștri, care sunt medici, ingineri, avocați și de toate așa foarte pregătiți, să folosească metode diferite de ale noastre, dar să continue să ducă Evanghelia în societate. Există speranță? În ceea ce mă privește, eu sunt optimist, foarte optimist. Și vreau să vă dau un singur exemplu. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în vremea pandemiei. Bisericile au fost închise și unii dintre noi ne-am gândit, vai, asta va însemna moartea bisericii, nu se va mai întâmpla nimic. Am văzut o organizare incredibilă și biserica a început să iasă mai mult în mediul online. Biserica și ai văzut tineri acolo în față? Și am văzut tineri acolo în față. Am văzut oameni care distribuiau materiale și au distribuit materiale produse de biserică. Evident, nu la standard de foarte înalt. Da, dar mulți dintre ei erau tineri care produceau materiale, care distribuiau, care i-au învățat cum să folosim telefoane, tablete. Imaginați-vă că mesajele astea au ajuns la un public la care noi n-am avut acces stând doar în biserică. Apoi, următorul pas, ni s-a permis să ne întâlnim afară. Biserica, pentru mine a fost un moment impresionant, când bisericile au început să se adune afară și oameni treceau mașini pe acolo. Se întâmplau, băi, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Biserica a fost forțată să iasă afară. A, nu, apropo de asta, mie, pe câteva chestii îmi pare rău că nu pot da bule papale așa. Deci chiar aș hotărâ ca unele biserici să fie în aer liber, da, să fim acolo mărturie. Adică am avut discuții, că pomenești de perioada pandemiei, știi, am avut discuții cu colegi care am întrebat cum vă întâlniți. Nu, zice că noi suntem între blocuri. Și? Păi, și mai bine. Și? Dar eu cunoșteam, am zis, nu mai băgați mașinile acolo, din moment ce legea îți spune că ai voie în fața bisericii. Acum și legea a fost atunci cum a fost, că dacă în fața bisericii autostradă, ei nu s-au gândit că noi închidem autostrada, dar zic, acolo la voi e idealul, sigur, ce m-aș duce eu, nu? Și ce le spuneam, te duci și vorbești cu vecinii sau îi anunți, dragilor, așa este situația, o să avem de la cutare, sperăm să vă deranjăm mai puțin, dacă vreți și voi. Dar îmi spuneau colegi, oameni care deschideau geamurile, ieșeau în balcon, oameni care veneau nechemați de nimeni, veneau acolo, oameni trecători pe stradă se opreau, se închinau și ei, foarte curioși, deci există nădejde sau nu, Sorin? Întotdeauna. Pentru că Domnul Iisus a zis, eu îmi voi zidi biserica și asta aici este... Aici ne-ai prins, eu am aici, mai real. Zic, bun. Nu, că asta nu... Am înțeles-o și pe asta. Nu, că e una, că noi le toți spunem, că sunt din Biblie și... asta cred că e o descoperire eliberatoare. Și n-ar trebui să o uităm niciodată. Niciodată, pentru că asta ne ajută să nu... Să prindem pensia. Pentru că dacă nu, nu sunt șanse, că povara e prea mare, problemele sunt prea multe. Duminică, acum am avut al treilea serviciu în curtea bisericii, care nu e o curte foarte mare, ne-am strâns 62-63 de oameni și una dintre surorile din biserică a venit, am vorbit la sfârșit și ne-a spus, fraților, ce bine e că atâta ne-am rugat Domnului să putem ieși dintre ziduri și ia că acum stăm numai în afara lor și ce bine e aici. Sora și... s-a prins că Domnul ne-a răspuns exact. Rugăciunilor. Și eu sper că mă rămânem tot afară, să nu intrăm între ziduri, că e mai frumos. Cum spuneați, oameni care treceau, se opreau, se uitau, extraordinar. Acum, ce aș vrea să spun? Că întrebarea pe care a spus-o este esențială. Nădejde este că a Domnului e biserica. Și totdeauna va rămâne așa. Bine ar fi însă și noi să fim atenți să nu punem piedici. Și cred că trebuie să înțelegem un lucru. Trăim o vreme cum n-a mai fost din punctul de vedere al suprapunerii generațiilor. Acum avem oameni care s-au născut la câțiva ani după război, au prins faza aia de dezvoltare, dar așa sănătoasă, destul de lentă pentru ce avem noi acum. Anii, până în anii 80-90, când a explodat tehnologia și acum câțiva ani nivelul tehnologic se dubla la 6 luni, ceva de genul ăsta. E o creștere exponențială a vitezei tehnologiei acum. Noi trebuie să avem acea maturitate, să înțelegem că avem de-a face cu concepții diferite, cu generații diferite, bisericile, credincioșii, instituțiile ar trebui să ofere libertate
tuturor credincioșilor să-și trăiască viața, să-și depună mărturia cum consideră mai bine. Unii vor să facă asta prin a avea cântări mai recente, alții prin a avea... metodele, să le leagă fiecare cum îi ajută Dumnezeu, dar să nu compromitem Evanghelia. Exact. Pentru că noi nu avem metode sfinte, avem un mesaj sfânt. Nu avem, dar le sfințim noi. Și tocmai asta e problema, că deseori metodele devin motivul... Ne fac motivul, pe noi să zicem, nu mai există viitor, nu mai există speranță. Și devin motivul pentru care se rup biserici, se rup tot felul de instituții, pentru că metodele sunt sfințite. Ei, nu există metodă sfințită. Nu, numai mesaj sfânt. Că dacă ar fi vreuna... Ne le-ar spune Domnul în Scriptură, da. Ei, să vă spun ceva, am crescut într-o bisericuță mică de țară, foarte faină din lemn, dar noi eram pocăiți din aia, fără, nici măcar ceas la biserică. Și mă întrebam eu, cum știa tata, care era destul de frecvent la amvon, când se încheie, dacă n-ai ceas, n-ai nimic. Și atunci mi-am dat seama în timp că mama înțeleaptă, care stătea mai în spate, când considera ea că totuși cam ajunge. Bine, asta era cam la 1 după masă, știi, mama că era vară, că era iarnă, știi? La care tata, om foarte înțelept, așa, spunea, frați și surori, ar fi multe de vorbit. Dar acum să ne oprim noi aici și să împlinim când ne-a vorbit Dumnezeu astăzi. Deci cu voi am putea cam să stăm mult, să stăm toată noaptea, nu știu dacă ne-au părăsit sau nu ne-au părăsit ceilalți. Totuși nu încheiem până nu vă las să spuneți un gând. Gândiți-vă acolo la camera voastră, vă uitați, ce aveți în fața voastră, nu știu, tineri, bătrâni, familii, ce doriți voi? Un gând pentru ei, de încurajare, de încurajare sau de încurajare, ce vreți voi? Dragii noștri, dragi privitori, dragi prieteni, indiferent dacă vă aflați în Biserica lui Hristos sau încă sunteți prieteni a ei, vreau să vă transmit un mesaj de încurajare și vreau să vă aduc aminte faptul că viața noastră, istoria este liniară. Avem un început și avem un moment al întâlnirii cu Dumnezeu. Rugăciunea mea și încurajarea mea este să ne pregătim încă de pe acum pentru acea măreață întâlnire cu Dumnezeu, căci așa cum știm cu toții, Dumnezeu Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, dar va să vie cu slavă să judece vii și morții. Și mă rog ca în clipele acelea să fiți de partea bună a istoriei. Amin. Amin. Mulțumim. Sorine? Pentru mine, cred că lucrurile pe care le-am experimentat sunt lucrurile pe care vi le-aș împărtăși. Și anume, cea mai frumoasă viață este cea trăită cu Domnul Iisus. Indiferent unde ne aflăm pe linia istoriei personale, vă fac provocarea aceasta să-L acceptați pe Hristos, să-L urmăm îndeaproape și lucrul acesta aduce împlinirea și bucuria și fericirea pe care toți le așteptăm. Odată avându-L în inima noastră, ne investim viața noastră și facem cea mai înțeleaptă investiție, pentru că ea e cea care dăinuie și are răsplată veșnică. Și mie îmi vine greu să cred și vouă o să vă vină greu să credeți că nu mai am de adăugat absolut nimic. Vă mulțumesc că ne-ați primit în casele voastre. Nădăjduim să rămânem și în inima voastră și Duhul Sfânt să sigileze acele cuvinte care vă ajută să fiți mai asemănători cu Domnul Iisus Hristos și pregătiți în Spiritul Lui pentru viață și pentru veșnicie. Mulțumesc frumos colegilor mei, să aveți în continuare timp binecuvântat în familie și în slujire. Încă o dată vă mulțumim frumos, mulțumim celor care ne ajută aici în studio, peste tot și peste toate, fie binecuvântarea bunului nostru Dumnezeu.